Bine ați venit la Stax TV, material extra în acest material extra. Nu știu ce o să vedeți decât prima discuție, eu știu, pe care o facem acum despre carburant. Suntem într-o stație OMV unde avem tracul lor de prezentare și vom vedea diferențele între benzina de 95 și benzina aditivată de 100+. Vedem să ne arate ce a văzut și sau ce văd clienții OMV când ajung în stațiile unde merge caravana asta Max Motion și piloții de la Napoca Racing Academy, am zis bine? Napoca Rally. Rally Academy ne explică împreună cu angajații OMV care sunt beneficiile folosirii combustibilului Max Motion și pe benzină și pe motorină. Exact. Max Motion. Bun. Și Max Motion diesel. Neapărat să spunem în acest material că rezultatele pe care noi le vedem aici în camion și, nu știu, rezultatele pe care le prezintă băieții ăștia vin din partea Academiei Tehnice din Cluj. Da, Universitatea, eu n-am treabă cu denumirile. Universitatea Tehnică din Cluj a testat această benzină comparând-o cu alte benzine neaditivate pe un motor o durată de 3000 de km. 3000 de km. Bun. Și vreau să vă mai spun de universitate, că este foarte dotată, adică unii ar crede că da, am mers la o facultate și nu se întâmplă nimic acolo. Și am văzut niște bancuri de probă, tot felul de aparaturi foarte, foarte noi, de ultimă generație, care ne ajută pe noi și pe echipa Napoca Rally Academy, cât și pe OMV, să facem niște teste foarte, foarte interesante, de care o să vă povestesc atunci. Bun, zine ce avem aici. Asta a fost un motor pe care l-am folosit acolo, pe un banc de probe 3000 de kilometri, unde, după cum o să vedeți și în filmuleț, am simulat trafic urban, trafic rural și trafic normal în afara localității. Ce vedem noi aici, în partea asta a tracului, a camionului, vedem doar piesele folosite cu benzină de 95. Benzina, nu, da, o adică benzină vedem, normală. Vedem depunerile, vedem da. Depunerile da. Care se... Uite, sunt niște depuneri de calamină. Pe piston? Astea sunt pistoanele și uite, dacă da, văd vedeți, se, da, da. Sunt, este o depunere destul de groasă și așa și okay. Pe supape. Bun. Niște supape. Care tot așa o care benzină care eu la relanti stăteam cu Silvia la relanti și făcea așa pop, 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 pop. De ce? Pentru că avea depuneri pe supape, frate. Exact. Da. Și uite ce face, apropo de ce mi-ai zis tu la relanti, ce face combustibilul ăsta în plus? Are o cantitate mai mare de oxigen care ajută la o ardere mai bună. Astfel se arde complet combustibilul și nu mai ai supapele și pistoanele așa depuse. Uite, aici pe ecranul ăsta avem piesele. Aici este un injector. Este de diesel, într-adevăr, pentru că aici vorbim și de Max Motion diesel și de Max Motion benzină, 100+. Și aici sunt depunerile de care v-am spus, de calamină. Și aici ar trebui să arate cum funcționează injectorul și cum arată injectorul cu Max Motion. La fel și supapele pe care vi le-am arătat. Așa arată dacă folosești Max Motion. Da. Exact. Cât de până. Mai departe, mergem hai să mai vedem departe aici cu pompa. Să vă arătăm cum funcționează și cum le explicăm oamenilor cum este pistonul și bănuiesc că știți cum funcționează un motor și pistonul. Aici o să fie depunerile care se formează tot așa în urma arderilor incomplete. Aici pe marginea pistonului la segment și s-a stampat.
Și în timp, acum după 3000 de kilometri nu se întâmplă nimic. Nu e mare lucru, dar în timp depunerile alea fac ca pistonul să nu mai funcționeze cum trebuie. Și de aia și mașina nu o să mai meargă în parametrii normali. Știi cum zic unii că mă, nu mai merge mașina mea ca pe vreme. Mergea, da. Exact. Ce? Uite de asta. Uite și, de. Și consumă mult. Corect. Din cauza asta. Mulți să știi că îmi zic de consum și de diferența de preț, care într-adevăr este mai mare, dar consumă mai puțin. Noi le-am demonstrat asta și cine se uite pe pagina de Facebook a OMP-ului, în urmă cu un an am făcut primul experiment. Am mers cu două mașini, am luat două mașini Logan. Într-o mașină am pus benzină Max Motion și într-o mașină am pus benzină normală. După 20.000 de kilometri pe care i-am făcut în paralel, adică o mașină în față, o mașină în spate, au fost aceleași condiții. Gândește-te că am plătit mai mult, într-adevăr, pe Max Motion, 150 de lei. Deci, după 20.000 de kilometri, atât a costat în plus, 150 de lei, dar ai plătit 150 de lei ca să ai o siguranță pentru că motorul tău o să funcționeze bine, o să țină în timp, o să fie mult mai fiabil, o să scutești niște bani în timp, știi, de reparații. Doar că e destul de greu cu oamenii care au la pompă ambele variante, la aceeași pompă, știi? Mare de și e diferența de preț și nu se gândește nimeni în timp. Știi? Sau zice, a, ce mă mai țin 6 luni și o dau de... Exact. Am o vorbă așa de împrumutată de la un prieten bun de al meu. Nu toate mașinile trebuie să fie frumoase. Deci nu toate mașinile trebuie să alimenteze, nu toate mașinile nu trebuie să se strice, pentru că dacă nu s-ar strica, oamenii n-ar mai avea ce să repare. Și atunci, unii înțeleg, mulți nu, ca să zic așa. În partea asta avem diferențele de motorizare, ca să zic așa, cum ar trebui să arate și să funcționeze un motor care a utilizat, să zicem, de nou, numai Max Motion și are 50.000 de kilometri. O să arate mult mai curat, supapele or să fie curate și vor închide foarte bine acolo în chiul lasă, nu chiul loasă, chiul lasă. Și motorul va merge bine la relantii, nu va mai trebui să mai segmentezi, desfaci garnitura de chiul loasă, ții costuri, că e metalică, că tu n-aveai, știi, intru în prostia, mai vorbesc mult. L-am avut aici pe Norbert, mă bucur că l-am avut pe el, pentru că el chiar merge tare la raliu. Dacă nu știți, căutați-l pe Facebook. Și pe YouTube vedeți că merge cu o mașină mică. Ce mașină ai, mă, pe aici? Peugeot 106 de asta. Știi că 106. E micuță, e ușoară și foarte rapidă. Asta zic. Merge, nu știu de ce își cumpără oamenii ăștia mașini de astea scumpe, R5-uri, tot felul de VRC-uri și alea. Poți ții un 106 să mergi tare. Adică da, mult mai simplu. Te distrezi și vezi foarte multe, pentru că nu-ți înghite atât de multe greșeli. Și asta te face să mergi tu mai tare, să înveți mai multe lucruri. Ce mașini ai în plan pentru... Nu știu. Ce-mi dau băieții ăștia de la... Ce-mi dau ăștia, mergi și eu. Pauza asta de an o să ne ajute... Mă gândesc deja, trebuie să muncesc pentru asta. A, da, ești la mine pe acum. Să schimb mașina, uitați, mă, veniți, mă, ajutați-mi pe băiat, mă, să-și ia, omul merge tare, ajutați-mi, mă, să-și ia mașina, veniți la OMV, bă, cât 100, așa, ia, mă, și pe 100, să fie bine. Cât 100.000 de euro, sponsorizare, contract, frumos, elegant. Mulțumesc frumos că ți-ai făcut datoria și ne-ai explicat avantajele și sper ca oamenii să înțeleagă că nu e o vrăjeală, chiar nu este o vrăjeală. Eu personal în mașina mea merg numai cu OMV Max Motion, pentru că așa mi-a zis omul care mi-a făcut softul, mi-a zis, băi, minim 100, cifră octanică, altfel, la revedere. Și a zis, ok, aia e, mai scump, merg mai rar, dar merg cu 100 când merg. Să știi că și constructorii și-ar dori să aibă la pompe, chiar dacă ei spun acolo minim 95, că mulți oameni ne zic că nu poți să bag mai mare, că uite ce scrie acolo, dar pe lângă 95 cifra aia mare, scrie și minim. Corect. Și ei, cei care au făcut mașina, s-ar bucura să aibă o benzină de mai bună calitate. Nu Corect. Se găsește oriunde, dar dacă bagi benzina asta, e de calitate și ai mai multe avantaje. Ca și cu uleiurile folosite, care sunt atât de mare gama de uleiuri și folosești unul mai ieftin sau unul mai scump, cu siguranță că ți-aduce și beneficii. La fel și benzina. Acum, dacă nu v-am convins, nici nu încercam. Doar v-am explicat. Mersi frumos! Asta a fost materialul extra despre combustibilul Max Motion, un combustibil care face bine motorului, asta e tot ce trebuie să știți, iar la 20.000 de kilometri au testat băieții de la Napoca și a costat cu 150 de lei în plus, 150 de lei plătiți pentru garanția că motorul dumneavoastră o să funcționeze în parametrii normali și nu o să existe depuneri
cum există folosind benzine mai ieftine, de aditivate. Mi-am adus aminte, nu v-am zis unde găsiți caravana Max Motion. Caravana Max Motion va pleca de săptămâna viitoare în principalele orașe ale țării. Ca să găsiți exact, intrați pe pagina de Facebook OMV și acolo veți avea notate toate benzineriile în care caravana va fi prezentă, data și ora. Nu uitați de share și subscribe dacă vreți să mai auziți de ponturi de astea șmechere, că bani gratis, vă dau bani gratis, ești nebun?